Nașterea Domnului nostru Isus Hristos. Timeline istoric și religios. Disciplina religie cultul ortodox, clasa 6. Biserica ortodoxă sărbătorește la 25 decembrie nașterea Domnului nostru Isus Hristos. Să ne amintim cum s-au petrecut lucrurile, după cum ne spune Sfânta Scriptură. Deși scopul Evangheliilor nu a fost ca să ne ofere o biografie a Mântuitorului, ele ne aduc mărturii pentru unele evenimente istorice. Aflăm astfel că Mântuitorul s-a născut în Orientul apropiat, în țara numită azi Israel. Atunci împărat al Imperiului Roman era Octavian Augustus, în timp ce guvernator al provinciei Siria, de care ținea și Iudeea, era Quirinius, iar rege în Iudeea era Irod cel Mare, numit și Idumeul. În luna a șasea a fost trimis de la Dumnezeu îngerul Gavril într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria. Și intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Și îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu și iată vei lua în pântece și vei naște fiu și vei chema numele lui Isus. Și ziua când s-au întâmplat acestea, noi o numim Buna Vestire. După 9 luni a fost poruncă de la împărat ca să se înscrie fiecare în localitatea unde s-a născut, adică să se facă un recensământ. În zilele acelea a ieșit poruncă de la cezarul August să se înscrie toată lumea. Sfânta Fecioară Maria locuia în micul orășel Nazaret. Bătrânul Iosif, logodnic Fecioarei Maria, era un om drept din neamul lui David, deci trebuia să se înscrie la Betleem. Și s-a suit și Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret în Iudeea, în cetatea lui David care se numește Betleem, pentru că el era din casa și din neamul lui David. Ajungând aici, nu au găsit loc nicăieri de adăpost, pentru că veniseră foarte mulți iudei originari din această localitate. La ieșirea din Betleem, dincolo de poarta dinspre miază zi, s-au oprit. Aici au găsit o peșteră care slujea drept staul pentru vite. S-au adăpostit în acest loc, unde, în sărăcia cea mai desăvârșită, Sfânta Fecioară Maria a adus pe lume pe Mântuitorul nostru Isus Hristos. Iată, aici se poate vedea locul din peștera nașterii Mântuitorului, așa cum este el azi. La răsărit de Betleem, la circa 2 km de centrul locuit, se găsește satul păstorilor, Beit Sahur. După tradiție, aici este locul în care îngerul le-a destăinuit păstorilor nașterea Domnului. Nu vă temeți, că iată vă binevestesc vouă bucurie mare care va fi pentru tot poporul, că vi s-a născut azi Mântuitor, care este Hristos Domnul în cetatea lui David, și acesta va fi semnul. Veți găsi un prunc înfășat culcat în iesle. Păstorii au fost oameni simpli și modești, care prin curăția inimii și blândețea lor au primit primul colind, colindul îngerilor.
În tot acest timp, într-o altă parte a lumii, în Persia, apăruse o stea minunată. Sensul acestei stele a fost descoperit de către magii de la răsărit. Sfânta Scriptură nu ne descoperă numărul magilor, dar ne amintește darurile aduse pruncului Iisus: aur, smirnă și tămâie. Aur ca simbol al regalității, smirna ca simbol al sacrificiului și tămâia ca simbol al spiritualității. Un vechi colind spune: astăzi Domnul prunc se face să ne aducă sfânta pace. Identificați colinde care vorbesc despre evenimentele amintite.